Mașinile lăsate descuiate, ispită pentru iubitorii de adrenaline. Trei adolescenți cu vârstele cuprinse între 16 și 18 ani au ajuns pe mâna poliției, suspectați că au furat o mașină, s-au plimbat cu ea, apoi au abandonat-o pe o stradă din oraș. Investigațiile au început după ce proprietarul automobilului a sunat la poliție, declarând că și-a parcat mașina în fața blocului de pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani, iar dimineața nu și-a mai găsit vehiculul în valoare de 60.000 de lei. După mai multe cercetări, mașina a fost găsită pe o altă stradă din același sector, iar suspecții au fost reținuți pe urme fierbinți. Audiați, băieții și-ar fi recunoscut vina, declarând că mașina era descuiată. De ce te-a privit în poliție? Iza mașină. Какую машину? Мы хотели взять покататься, там было открыто, и мы решили покататься. Де какая машина? Гольф, Volkswagen. Чьи колоры? Альбы. Вину рекуношь? Рекуношу. Acum, cei trei adolescenți sunt cercetați în libertate pentru răpirea mijlocului de transport, iar dacă vina le va fi dovedită, ei riscă până la 3 ani privare de libertate.